vreme am găsit un clip de fotografie în care vreau să povestim puțin despre baze. Când spun baze, aici nu mă refer la chimie, ci mă refer din contră la ce înseamnă bazele fotografiei și anume relația dintre ISO, poate ați auzit de termenul ăsta dacă sunteți foarte, foarte la început, diafragmă sau apertură, da, sau aperture, cum găsiți în engleză, și timpul de expunere. Sunt trei constante sau trei variabile, de fapt, nu constante, care se regăsesc în, sau la baza creierii oricărei imagini. Și pentru a încerca să vă explic relația dintre cele trei și cum putem să jonglăm cu ele ca să scoatem o fotografie corectă din punct de vedere tehnic, voi explica fiecare dintre cele trei ce înseamnă, care sunt plusurile și minusurile în momentul în care creștem acea valoare sau scădem acea valoare, ce se întâmplă efectiv într-o fotografie și ce se modifică în celelalte două valori sau cum ar trebui să le modificăm celelalte două valori atunci când una dintre ele crește sau scade. Am început prezentarea cu ideea de ISO. Ce înseamnă acest ISO pe care îl auzim, îl vedem chiar și pe filmele foto, câteodată și în descrierea, de fapt nu câteodată, în mare parte și în descrierea body-urilor de aparate foto, fie că vorbim de un body sau că vorbim de un aparat compact în care avem și obiectiv și toate cele, ISO trebuie să fie acolo. ISO reprezintă o valoare care se referă la sensibilitatea materialului fotosensibil. În cazul în care discutăm despre aparate digitale, aici ne referim la senzorul aparatului digital, iar în cazul în care discutăm despre aparatele pe film, evident, materialul fotosensibil este însuși filmul. ISO-ul sau această sensibilitate poate fi măsurat în diverse cifre în funcție de capacitatea, în cazul aparatelor electronice, de capacitatea acestora, de capacitatea senzorului respectiv. În funcție de cât de puternic este senzorul, veți avea această cifră foarte, foarte mare. Asta ce înseamnă? Că cu cât creștem cifra respectivă, cu atât aparatul devine, sau senzorul aparatului devine mai sensibil la lumină. Cu alte cuvinte, cantitatea de lumină pe care noi o vom da aparatului poate fi una mai mică, deoarece imediat aparatul va capta acea cantitate și va deveni sensibil, va lucra cu lumina respectivă. Dacă în trecut discutam despre aparate care urcau până pe la vreo 10.000 ISO pe acolo și ni se părea o cifră wow, în prezent pot fi aparate care se duc până în 32.000 sau poate chiar 64.000 sau pe acolo. În funcție, după cum am spus, și de prețul aparatului și de puterea aparatului, evident toate aceste aparate, având un senzor mai puternic, vor fi și mai scumpe la rândul lor. Care sunt valorile cele mai cunoscute în cadrul ISO sau acestei cifre pe care noi le regăsim? Unele aparate pornesc chiar de la ISO 10. Am văzut acest lucru la aparatele care sunt de tip full frame. Aparatul meu cred că are valoarea cea mai scăzută, ISO 25, dacă nu mă înșel, însă există, din ce știu, aparate care se duc o idee mai jos de atât, ceea ce înseamnă că permit să aveți o imagine nu numai că extraordinar de clară din punctul ăsta de vedere, și o să revin foarte curând asupra ideii astea de ce vorbesc despre imagine clară când vorbesc despre ISO. Și mai apoi, cifrele cresc dublându-se, adică 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, da, și tot așa, 3200, și cifrele se pot urca, după cum am spus, depinde de aparat, de body, de senzor și așa mai departe. Am zis adineaur de ideea de claritate și de ce am menționat acest lucru? Pentru că, odată cu sensibilitatea aceasta, senzorul este un dispozitiv electronic. Pentru că este diferit de pelicula fotosensibilă, adică de film, întâlnim ceea ce, mult mai des, ceea ce se cheamă zgomotul de imagine. Cu cât cifra aceasta a ISO este mai crescută, cu atât apar acei purici sau acel grain sau acea granulație, care de fapt este impropriu spus pentru era digitală, pentru că nu este chiar o granulație, despre asta putem vorbi mult mai corect și mai ok atunci când discutăm despre pelicula fotografică sau pelicula fotosensibilă sau film. În cadrul filmului, dacă vă întrebați care sunt sensibilitățile, cred că, din ce am văzut eu pe piață, cel mai jos a fost ISO 25, tot așa. Cel mai mic ISO cu care am lucrat eu pe film a fost ISO 50 și cred că cel mai ridicat ISO 400, dar trebuie să recunosc că mie nu prea îmi plac filmele care au sensibilitate mare, pentru că, deși este diferită pelicula și acea granulație arată diferit față de grainul de pe digital, cu toate astea, mi se pare cumva că îi strică din calitate, din frumusețe, sunt fan grain, îmi place să văd o imagine granulată, mai ales atunci când vine vorba despre film, dar nu la modul ăla. Așadar, cred că cel mai bine și cel mai confortabil mă simt undeva pe la ISO 100, 125, maxim 200 dacă e cazul. Sau... Există o diferență totuși între aparatele digitale și film, și anume faptul că
Dacă la film observăm această valoare crescută din 2 în 2, practic dublând valoarea anterioară, există aparate digitale care oferă și valori intermediare, cum ar fi ISO 640, ISO 840 și așa mai departe. Deci există și valori intermediare. Aceste valori sunt create de așa natură încât să fie mult mai simplu să se creeze expunerea, să avem posibilitatea de a merge de la o sensibilitate la alta fără să dublăm, așa cum am mai spus, acea cifră. Ce înseamnă un ISO 100? Ce înseamnă ISO 800? Care este diferența între aceste cifre? Cu cât cifrele respective sunt mai mari, cu atât, după cum am spus și anterior, senzorul sau, în fine, pelicula fotosensibilă în cazul filmului devine mai sensibilă la lumină. Asta înseamnă că pentru un ISO 100, spre exemplu, avem nevoie de o cantitate de lumină care să pătrundă la senzor mult mai mare decât pentru ISO 800. În momentul în care vom folosi aceeași cantitate de lumină și vom folosi ISO-uri diferite, putem face acest test și observa faptul că la ISO 100 cu aceeași cantitate ca la ISO 800 vom obține o imagine corectă sau poate subexpusă, spre deosebire de ISO 800 care va avea poate o imagine albă, adică arsă, fără pic de detaliu sau fără pic de informație sau din contră, în cazul în care despre asta era nevoie în momentul respectiv, cantitatea aceea de lumină poate să fie perfectă, în timp ce la ISO 100 să vedem negru, adică subexpus. Deci cu cât cifra este mai mică, cu atât cantitatea de lumină necesară senzorului pentru a expune corect este una sau e nevoie de una mai mare. Care ar fi lucrul de care trebuie să ține cont atunci când creștem această valoare, acest ISO, chiar și în cazul filmului? Trebuie să ținem cont de faptul că cu cât avem un ISO mai mare, cu atât acel zgomot sau zgomot de fond sau zgomot al imaginii sau purici sau neclaritate sau granulație va fi mai pronunțată. Aceasta se va vedea în special pe zonele mai închise la culoare față de cele mai albe. Deci dacă avem tonuri de gri și apoi negru și apoi alb, cea mai pronunțată zonă pe care se va vedea această granulație va fi zona cu negru sau de la griul cel mai închis către negru. Diferența dintre film și aparatul digital este că în momentul în care vom crește ISO-ul la film, pentru că tocmai nu este făcut dintr-un material electronic, ci din contră vorbim despre o peliculă de argint și gelatină, discutăm aici doar despre apariția acestei granulații, adică acelor brobonele, practic, din pelicula fotosensibilă care se vor vedea mai clar în zonele întunecate, la fel ca și în cazul digitalului, însă aici nu vom avea probleme cu ceea ce înseamnă claritatea imaginii, pentru că imaginea nu va fi distrusă din acest punct de vedere. Asta este diferența față de digital, care, din păcate, deși discutăm despre aparate foarte, foarte scumpe în prezent, se spune și încă este considerat acest lucru că nu a reușit să egaleze calitatea unei pelicule fotosensibile, unui film. Și asta tocmai datorită faptului că partea electronică încă nu a reușit să se ridice la nivelul părții fizice, materiale, a argintului. Ca un sfat pe care aș putea să vi-l dau, indiferent că folosiți film sau că folosiți un aparat digital, încercați să creșteți ISO doar atunci când nu aveți altă alternativă. Jucați-vă mai mult cu timpul de expunere și cu diafragma decât să creșteți ISO și asta datorită faptului că este de preferat să avem o imagine cât mai corectă și cât mai puțin granulată decât o imagine super, super, super noisy, zgomotoasă, care să aibă acești pixeli care să se vadă inestetic. Evident, dacă încercați să imitați zona asta de film pe digital, se poate face și chestia asta, dar nu întotdeauna iese ceea ce trebuie și există riscul că atunci când editați și lucrați cu noise reduction, pentru că există și în Photoshop, există și în Lightroom această funcție, scăpând de acel zgomot de fapt, să rămâneți cu o lipsă de informații. Ceea ce înseamnă că imaginea va deveni nu numai că neclară, ci și blurată pe alocuri. Drept urmare, atunci când nu aveți trepied, încercați să creșteți ISO pentru că nu aveți altceva de făcut, evident, nu aveți cum să creșteți timpul de expunere la care voi ajunge imediat, sau în cazul în care este poate nevoie de o fotografie făcută la condiții mai slabe de lumină, dacă nu aveți alternativă absolut deloc să faceți altceva, în cazul ăla creșteți cât se poate. Dar încercați să nu vă duceți cu valori foarte, foarte mari. Cel mai mult cred că am tras cu ISO 8000, dacă nu mă înșel, și mi-aduc aminte că a fost o muncă titanică să pot scoate ceva decent din fotografiile respective, decent din punctul meu de vedere, poate altora le-ar fi plăcut, însă mie mi s-a părut că imaginea s-a dus foarte, foarte mult înspre o zonă din asta cu filtre sau cu ceva care nu e neapărat ceea ce mi-aș fi dorit eu la momentul respectiv. Cred că cea mai indicată valoare pentru ISO pe digital este undeva până în ISO 1600. Evident, depinzând și de aparat, pentru că sunt aparate la care ISO 1600 nici nu se simte, însă sunt aparate cum, dacă ar fi să compar D810 pe care l-am acum cu D90-ul de dinainte,
care cam scârțâia la ISO 1600. Deci trebuie avut grijă și la aparatul, la body-ul pe care voi îl folosiți, tocmai pentru că există senzori care sunt mai puternici, care au această capacitate de a fi cât mai corect tehnic atunci când ISO este mai mare, dar există și varianta prin care aceștia nu pot duce cifre mai mari. Deci grijă mare la calitatea imaginii atunci când folosiți un ISO mai crescut. Ce înseamnă timpul de expunere? Am spus mai devreme despre timpul de expunere, că ar fi o a doua variabilă pe care noi o utilizăm atunci când facem fotografii sau când aparatul trage în format automat, pentru că există și această funcție, deși trebuie să recunosc că dacă sunteți fotografi începători, vă recomand și vă sfătuiesc din tot sufletul să lăsați la o parte funcția asta și să încercați să mergeți pe manual. Timpul de expunere, așa cum îi spune și numele, reprezintă un timp care evident este măsurat în secunde sau în fracțiuni de secunde în care obturatorul rămâne deschis. Deci, practic, prin lamelele diafragmei, prin lamelele obiectivului către senzor, pătrunde lumina într-un anumit interval de timp. Fie că vorbim despre câteva secunde sau fie că vorbim despre câteva fracțiuni de secundă, timpul respectiv va contribui la modul în care, va contribui chiar în mod direct, la modul în care imaginea voastră arată. Ce este interesant la timpul de expunere este faptul că cu cât timpul de expunere este mai lung, cu atât imaginea va fi mai mișcată. Cu cât timpul de expunere este mai scurt, cu atât imaginea va fi înghețată, așa cum îi spunem noi, adică practic blocată exact așa cum o vedem cu ochiul liber. Dacă vrei să fotografiezi ceva cât mai fix posibil, vei încerca să folosești un timp de expunere cât mai scurt. Evident, există și opusul, dacă vrei să fotografiezi ceva în mișcare, ceva care să se vadă ca și cum este în secunda respectivă în mișcare, clar vei utiliza un timp mai lung de expunere. Ce este interesant în ceea ce privește timpul de expunere este că cifrele respective pe care noi le utilizăm sunt invers proporționale cu durata de pătrundere a luminii către senzor. Adică, un timp lung de expunere te-ai gândi că înseamnă o cifră mai mare. Din contră, nu este ca la ISO, ci aici vorbim invers și anume, un timp lung de expunere se referă la un număr mai mare de secunde, ceea ce înseamnă 2, 3, 5, 10 și așa mai departe, asta însemnând că tu practic vei scădea cumva din rotița aparatului cifrele respective. Un timp scurt de expunere pe care noi îl vedem ca 1x100, 1x120, 1x200, 1x250 și așa mai departe, 1x800, 1x1000 și cu cât creștem mai mult aceste cifre 1x, asta înseamnă practic fracțiuni de secundă, adică a 1000 parte dintr-o secundă, a 800 parte dintr-o secundă. Ceea ce înseamnă clar un timp mult mai scurt. Dacă discutăm despre timpul de expunere, diferența dintre timpul de expunere mai lung și mai scurt, chiar putem să auzim acest lucru. Captorul respectiv se va auzi, oglinda se va auzi pentru aparatele care nu sunt mirrorless, bineînțeles, și veți auzi practic momentul în care imaginea este făcută. Nu mai spun de aparatele foto pe film care se aud de la distanțe destul de mari în momentul în care trageți cu ele. Drept urmare, atunci când avem un timp mai scurt de expunere, adică vă dau un exemplu, 1x250 să spunem, în momentul respectiv, să zicem, captorul face așa. Deci, practic, ăsta este intervalul a 250 de aparte dintr-o secundă, va fi momentul în care lumina pătrunde către senzorul aparatului. În momentul în care vorbim despre o secundă, va trebui să stea efectiv o secundă și abia apoi se închide acel captor. Ceea ce înseamnă că imaginea sau subiectul pe care voi îl fotografiați, dacă va fi în mișcare, va fi surprins pe imaginea respectivă, efectiv pe parcursul întregii secunde. Dacă vă amintiți că vorbeam despre ideea asta de colodiu, de tot felul de tehnici fotografice mai vechi, acolo ISO-ul sau sensibilitatea, fiindcă era extraordinar de mică, ei trebuiau să compenseze prin diafragmă și, evident, prin acest timp de expunere. Timpii de expunere la fotografiile vechi erau foarte, foarte, foarte lungi, de aici și nevoia de a folosi tot felul de stative care să țină oamenii la fotografiat fix, pentru că altfel ar fi ieșit fantomatic, ar fi ieșit ca și cum ar fi fost niște dâre de fum în fotografie. Revenind în prezent, asta se întâmplă și acum dacă folosim sau dacă vrem să creăm diverse efecte sau dacă vrem să facem, spre exemplu, fotografie, să surprindem în fotografia nocturnă un traseu mai lung al unor lumini, unor faruri, mașinile care trec. Cred că ați văzut și voi fotografiile de pe Transfăgărășan făcute de atât de mulți fotografi în care, fiind noapte afară, se surprind niște dungi roșii și niște dungi albe, evident, în funcție de cum, sensul în care trec mașinile, dungi care reprezintă ce de fapt? Un timp lung de expunere, un timp mai lung la care acest senzor al aparatului de fotografiat a fost expus.
Unde puteți să vedeți acest lucru? Cum puteți să vă dați seama de timpul de expunere necesar în funcție de celelalte variabile? Din punctul meu de vedere, nu există o regulă pe care să o urmăriți atunci când faceți chestia asta. Nu există 1 pe 100 funcționează cu 1 pe 20. Puteți să aplicați, evident, regula de Sunny 16, pe care o aplic și în cazul filmului, adică pentru ISO 100 să folosiți un timp de expunere de 1 pe 100 și, evident, o diafragmă de 8, F8, asta ar fi regula generală, sau F16 în cazul în care este foarte, foarte mult soare. Dar, F fiind diafragma despre care urmează să discutăm, dar aici cred că atunci când aveți aparatul digital și aveți această opțiune de a vedea pe display-ul vostru ce ați făcut, cred că asta se învață în teste. Eu am ajuns în punctul în care reușesc cumva să-mi dau seama dacă în funcție de lumina pe care o am și de una, două variabile, cam ce ar trebui, cu ce ar trebui să completez, însă chestia asta vine după foarte, 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 foarte mult exercițiu. Deci, ce vă sfătuiesc? În momentul în care încercați să faceți legătura între o sensibilitate și un timp de expunere, să folosiți, bineînțeles, teste. Teste, 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 teste de lumină, poate chiar să folosiți un exponometru dacă vreți să fiți cât mai preciși, în așa fel încât să știți exact cu ceea ce trebuie făcut. Există și varianta prin care să vreți să creați tot felul de efecte, cu un timp lung de expunere, după cum am spus, adică mai multe secunde sau fracțiuni mai puține de secundă către secundă, veți reuși să faceți tot felul de efecte, veți reuși să scoateți imaginea mai neclară, veți reuși să scoateți în mișcare anumite obiecte care se învârțe, mișcă, aleargă și așa mai departe. Deci cu asta, alături de timpul de expunere, puteți să ajungeți să scoateți tot felul de concepte, tot felul de efecte pe care vi le doriți, probabil. Ceea ce trebuie să țineți cont însă este că dacă vreți să vedeți și să aveți o imagine cât mai clară și să nu fie mișcată, mai ales când vorbim despre niște portrete normale, nu mergeți mai jos de 1 pe 100. Eu mă duc până la 1 pe 30 din mână, adică fără trepied, ceea ce înseamnă că reușesc cumva să nu mișc aparatul la timpul respectiv, dar 1 pe 30 deja este considerat o valoare destul de riscantă, chiar 1 pe 60 am auzit la un moment dat că ar fi tot așa o valoare la care poți mișca fotografia sau îți poate ieși mișcată. Drept urmare, încearcă să te duci într-o zonă cât mai, cu un timp de expunere cât mai scurt. Evident, există și momente când e nevoie de un timp de expunere foarte scurt, care îngheață, așa cum spunem. Dacă, spre exemplu, vrei să prinzi o pasăre în zbor într-un anumit moment, nu vei folosi un timp lung de expunere clar, pentru că vei avea din nou o dâră în imaginea ta, ci vei folosi un timp de expunere cât mai scurt, cât mai cu o cifră cât mai mare, în așa fel încât să nu ajungi în punctul în care să vezi imaginea neclară sau să vezi ceva care nu este la locul ei așa cum îți doreai. În cazul fotografiei, spre exemplu, de natură sau, în fine, wildlife, când vrei să pozezi păsări, când vrei să mergi în delta și să pozezi tot felul de vietăți, acolo este clar necesar de un tele, așa cum am mai menționat, pentru că nu te poți apropia de ele, și de un timp de expunere cât mai scurt. Așadar, cele două variabile despre care am vorbit până acum sunt timpul de expunere și sensibilitatea senzorului sau a filmului, lucruri de care trebuie să țineți cont, primele două de care trebuie să țineți cont atunci când realizați o fotografie. Tot vorbeam despre diafragmă, despre apertură, despre acel F pe care îl vedem cu toții scris pe obiective. Ce înseamnă de fapt această diafragmă? Trebuie să vă spun că nu mai ține de body-ul, adică de corpul aparatului, ci de obiectiv asta, direct, pentru că obiectivul este cel care se închide sau se deschide în funcție de nevoia pe care o avem. Asta este valabil atât pentru aparatele pe film, cât și pentru aparatele pe digital, pentru că evident toate folosesc obiective. Chiar și aparatele care nu au obiective detașabile și acelea au o apertură anume, un F anume, pentru că e vorba de o deschidere pe care o au. Mai mică sau mai mare în funcție de cum este creat fiecare. Vorbim despre niște lamele care se închid într-o formă, cred că octogonală, dacă zic bine. Se închid mai mult sau mai puțin, permițând luminii să pătrundă pe acolo într-o cantitate mai mare sau o cantitate mai mică. Ce înseamnă acel F pe care noi îl vedem acolo trecut pe obiectiv? Acel F, și aici este o zonă un pic mai tehnică, dar aș vrea să înțelegeți pentru că nu este neapărat ceva foarte dificil, reprezintă un raport între distanța focală a obiectivului vostru și deschiderea, diametrul deschiderii obiectivului vostru. Adică, dacă avem un obiectiv de 50 de mm, deci atunci când vom avea 1.4, spre exemplu, asta înseamnă că vom împărți 50 de mm sau 35 de mm în funcție de distanța focală a obiectivului pe care îl avem la acea cifră de 1.4 și vom obține exact diametrul pe care îl are deschiderea obiectivului nostru. Asta în cazul în care vrem să calculăm și treaba asta. Care ar fi ideea cu aceste cifre? Bănuiesc că ați văzut F-stop, se cheamă, sau stopurile acelea pe care noi le avem.
care pot fi pe obiectiv. Obiectiv mai luminos, obiectiv mai puțin luminos. Cred că ați auzit și terminologia asta. Ce înseamnă, de fapt, obiectiv mai luminos? De ce avem acele cifre trecute acolo? Luminos, clar, înseamnă care permite luminii să pătrundă mai mult. Ce înseamnă că permite luminii să pătrundă mai mult? Înseamnă faptul că în momentul în care noi avem o deschidere mai mare, adică diafragma se deschide mai mare, respectiv, prin respectivul obiectiv, lumina va pătrunde mult mai puternic, mult mai mult. Deci, asta înseamnă că acel obiectiv este unul care are o deschidere mai mare, care este un obiectiv mai luminos. Acum, trecând la acele cifre, știu că iarăși va fi puțin invers, exact la timpul de expunere, în momentul cu cât avem cifra mai mică, cu atât deschiderea diafragmei va fi mai mare, pentru că, evident, discutăm, de asta v-am explicat partea asta tehnică, discutăm despre un raport. Dacă împarți 50 la 1,2, obții o cifră, în schimb, dacă împarți 50 la 8, vei obține o cifră mai mică. Deci, clar, diametrul va fi unul mai mic. Asta ca să înțelegeți de ce spui diafragmă mai închisă și spui despre o cifră mai mare, deci obiectiv mai puțin luminos, și de ce spui diafragmă deschisă, deci o cifră mai mică. Ideal ar fi, în cazul în care vreți să aveți o separare de fundal și ajung imediat aici, sau o profunzime de câmp mai mică, mai redusă, să folosiți o cifră mai mică. Asta înseamnă că, ce înseamnă această profunzime? Înseamnă cât vezi cu ochii clar. Dacă tu ai depozat o persoană și în jurul ei, să zicem, sunt o grămadă de mașini sau, nu știu, ai un peisaj poate în spate, foarte, foarte colorat și așa mai departe, dar nu te interesează ca absolut totul să fie în clar, vei utiliza o cifră mai mică, adică o diafragmă mai deschisă. Asta înseamnă că tot ceea ce va fi în jurul subiectului tău va apărea blurat. Vei obține acel blur pe care îl vânează absolut toată lumea și se întreabă cum pot să fac să am blurul ăla. Blurul ăla se obține ori printr-o diafragmă mai deschisă, ori prin poziționarea subiectului, dacă nu ai această posibilitate prin obiectivul tău, poziționarea subiectului cât mai departe de fundal. Dacă aici e peretele și subiectul tău e aici și vrei să obții ce este pe peretele ăsta în blur, vei depărta subiectul în măsura posibilului cât mai mult de fundalul tău. În felul ăsta vei obține acel blur, evident, după cum spuneam, dacă nu ai posibilitatea de a deschide diafragma mai mult. Sau, dacă vrei și mai mult, vei face ambele chestii, adică vei deschide diafragma mult mai mult și vei depărta și subiectul de fundal. Această profunzime de câmp și acest blur sau această adâncime de câmp va diferi totuși de la obiectiv la obiectiv. Și dacă vă întrebați de ce și poate veți spune, păi da, dar am deschis diafragma la fel, adică am folosit F1.2 și la unul și la altul, sau F1.4 și așa mai departe, trebuie să vă aduceți aminte ce înseamnă de fapt acest F sau această diafragmă, și anume acel raport între distanța focală a aparatului vostru și cifra pe care voi o alegeți, stopul respectiv. În momentul în care voi aveți un obiectiv de 100 de mm și împărțiți la 1,4, clar veți obține o altă cifră față de, sau în fine, un alt diametru față de momentul în care veți împărți un 35 de mm la 1,4. Asta înseamnă că obiectivele care au o distanță focală mai mare vor putea obține o profunzime de câmp mult mai redusă sau mai îngustă decât obiectivele care au o distanță focală mai mică. Trebuie să țineți cont de acest lucru pentru că există posibilitatea ca atunci când vreți să obțineți un blur total să vă gândiți bine ce obiectiv aleg și să mergeți spre obiective care sunt, spre exemplu, de 100 de mm. Un obiectiv de 100 de mm va obține întotdeauna un bokeh, cum se numește, sau o profunzime de câmp mult mai faină decât, mă rog, faină, asta e o chestie subiectivă, mult mai îngustă decât un obiectiv de 35 de mm, la aceeași valoare, evident. În cazul în care totuși vrei să ai în clar mai mult, adică te interesează ca nu doar o părticică din subiect să fie clară și restul nu, pentru că există posibilitatea să prinzi, spre exemplu, doar vârful nasului în focus, chiar dacă pare imaginea focalizată cum trebuie, tot la fel, prin teste trebuie să țineți cont de ceea ce vreți efectiv să iasă la finalul imaginii. Gândiți-vă ce aveți în jurul vostru, gândiți-vă dacă profunzimea respectivă de câmp nu e foarte, foarte îngustă și dacă nu, care cumva ratați poate trăsături sau bucăți din subiectul vostru care ar fi trebuit să iasă în focus. Dar frumusețea este că puteți să vă jucați cu acest clar-neclar în așa fel încât să scoateți efecte faine. Puteți să fotografiați un anume, dintr-un anume unghi, un anumit produs, poate un stilou sau ceva mai ascuțit sau mai lungueț, în așa fel încât să pară dinamică imaginea, tocmai datorită faptului că prima parte este clar, ultima este neclară și așa mai departe. Deci aici puteți să jonglați în funcție de imaginația voastră în fel și chip. Acum, cam lămurit aceste trei aspecte, că discutăm despre timp de expunere, diafragmă sau ISO, care ar fi relația între acestea trei? Toate sunt legate de lumina pe care voi o utilizați în sau la crearea unei imagini. Asta înseamnă că în funcție de ceea ce vreți să obțineți,
sacrificați o valoare pentru celelalte două. Dacă vrei să nu ai un zgomot al imaginii, dacă nu vrei ca imaginea să fie granulată, vei încerca să utilizezi un ISO cât mai mic, ceea ce înseamnă că aparatul tău automat, tu scăzând ISO, vei avea nevoie de mai multă lumină. Cum obții asta? Scazi timpul de expunere sau deschizi mai mult diafragma? Dacă vrei o imagine care să fie cât mai puțin mișcată, evident că te vei duce într-un timp de expunere cât de cât ok, ca să nu fie nici foarte, foarte lung, nici foarte, foarte scurt, dar asta înseamnă, evident, că dacă și nici de acolo nu deschizi extraordinar, trebuie să deschizi diafragma și mai mult. Ce faci dacă nu-ți permite obiectivul? Pentru că discutam mai devreme despre obiective care sunt mai luminoase sau mai puțin luminoase. Există și această problemă. Și nu în ultimul rând există problema obiectivelor zoom, care odată ce și-au modificat distanța focală, evident că și-au modificat și diafragma. Nu poți avea aceeași diafragmă pe toată plaja distanței focale de colo până acolo. Deci trebuie să țineți cont și de lucrurile astea. În cazul ăsta, ori folosești mai multă lumină, ori din nou vei scădea timpul de expunere și vei încerca să fii mai fix sau să folosești un trepied sau vei sacrifica acel ISO până la urmă și te vei duce într-o zonă poate un pic mai cu mai multă granulație, dar care să-ți permite să faci fotografia cât de cât ok și dacă o tragi rău, să o poți salva din postprocesare. Există un truc pe care eu cel puțin îl folosesc și de asta recunosc că de multe ori nu-mi place să arăt clienților în momentul în care trag, pentru că mi se întâmplă să trag subexpus, tocmai în ideea în care vreau să recapăt acele detalii din postprocesare. Fie pentru că nu folosesc neapărat un filtru și vreau ca zonele supraexpuse să-mi iasă corect și să refac zona subexpusă, fie pentru că în condițiile actuale de lumină, știu sigur că imaginea va ieși ok după editare, însă în momentul ăla nu am cum să trag mai bine de atât sau să folosesc, fără să stric imaginea, niște variabile mai ok. Cred că este extrem de important că atunci când te apuci de fotografie să înțelegi relația dintre aceste trei variabile. După cum am spus, cât de sensibil este senzorul tău, ce cantitate de lumină va intra prin captorul tău, prin intermediul obiectivului, adică al diafragmei, cât de deschis va fi acel obturator și totodată cât timp vei lăsa obturatorul deschis, cât durează, adică timpul de expunere, cum îi spune și numele, un timp pentru a expune fotografia respectivă. Astea trei fiind legate între ele, clar, tu vei reuși la final să faci o fotografie corectă. Ideea este că foarte multă lume neglijează, se sperie de cifrele astea și se gândesc, mă, ce înseamnă? Care ideea? De fapt, trebuie să ne gândim că exact ca ochiul nostru. Deci, nu degeaba se spune că obiectivul sau, în fine, diafragma este irisul aparatului de fotografiat, pentru că la fel cum noi clipim, deci, practic, în funcție de cât de des clipești, tu permiți, ăsta ar fi, să zicem, timpul de expunere, mai mult sau mai puțin luminii să pătrundă în ochiul tău și să vezi mai bine, fix la fel se întâmplă și cu aparatul de fotografiat. Deci trebuie să țineți foarte mult cont de aceste trei variabile, pentru că dacă ratați una din ele atunci când, sau nu înțelegeți una din acestea trei, există șansa ca imaginea voastră să iasă prost și să nu înțelegeți de ce a ieșit așa. Dacă vedeți zone de granulație, țineți minte că întotdeauna zonele, indiferent că vorbim de film, indiferent că vorbim de digital, zonele închise, cu cât este o zonă mai închisă la culoare, cu atât va fi, acolo granulația se va vedea mai mult. Ceea ce înseamnă că ISO-ul, dacă va fi unul crescut, va fi foarte, foarte vizibil în zona respectivă, acel zgomot de imagine. Că zicem noi, poză zgomotoasă, are zgomot. Ce înseamnă zgomotul ăsta? Puricii ăia pe care îi vedem acolo. Iar, din păcate, după cum am zis, la film, dacă arată mai estetic și cumva e mai de așteptat să existe această granulație, la digital cumva este cu dus și întors. Depinde ceea ce vrei să scoți din imaginea respectivă. Astea fiind spus, eu sper că am fost cât de clar am putut. Sper că imaginile pe care vi le-am pus au avut cumva și un scop de a vă exemplifica ceea ce încerc eu aici să povestesc. Sper că vi s-a părut interesant și că voi, cei care sunteți la început, puteți să pricepeți lucrurile astea mai ușor și să nu vă mai sperie cifrele astea atât de mult. Cred că prin teste și prin exercițiu și prin, nu știu, poze foarte, foarte, foarte multe, o să ajungeți în punctul în care să le și învățați, să știți cam care e diafragma potrivită pentru un anume tip de fotografie, care e sensibilitatea aparatului vostru cea mai bună, ca să nu ajungeți într-o zonă din asta cu foarte mult zgomot, care e timpul de expunere pe la care puteți să țineți aparatul voi fix și asta ține de voi, cum ziceam, și de teste. Deci, practice, 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 practice. Cât mai multă practică și cât mai multe fotografii făcute ca să vă prindeți de aceste lucruri, pentru că ele chiar nu sunt grele.
Dacă v-a plăcut clipul de astăzi și dacă l-ați găsit folositor, eu vă invit să-i dați un like și, bineînțeles, nu uitați să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți să mai fac zonele astea tehnice pentru fotografie, pentru că știu că am printre voi persoane care fac fotografie de multă vreme, dar știu că există și persoane care se află la început. Deci, cumva, dacă vreți informații de genul ăsta, dacă considerați că reușesc să mă fac înțeleasă, nu uitați să-mi lăsați și în comentarii sau fie că alegeți să-mi scrieți pe Instagram, așa cum faceți unii dintre voi, sunt binevenite mesajele voastre oricând și sugestiile. Vă mulțumesc încă o dată că ați vizionat clipul de astăzi, sper că l-ați găsit util și, bineînțeles, ne vedem într-un clip viitor. V-am pupat, să aveți un weekend minunat! Pa, pa!